Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem într-o nouă zi. Suntem în ziua în care i-am prăznuit pe Sfântul proroc Daniel și sfinții trei tineri, Anania, Azaria și Misail. Nu întâmplător am intrat în aula Facultății de Teologie pentru multe generații de preoți, locul de formare, cuptorul de foc în care au văzut treimea arătându-se în repetate rânduri, sprijinindu-i inclusiv la examenele grele pe care le-au avut de împlinit în viețile lor studențești. Spatele meu este un nor de mărturii. Sunt profesorii care, într-un fel sau altul, revin, au închegat teologia românească ardeleană. Gândul din seara aceasta este din Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 6, versetele 1 și 2. Fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu duhul blândeții, luând seama la tine însuți ca să nu cazi și tu în ispită. Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Nevoia aceasta de a purta sarcinile unii altora trebuie reînvățată. Ne-am obișnuit să ne certăm, să ne amenințăm, să ne rănim, să ne jignim atunci când celălalt sau celuilalt este greu. Să învățăm nu iertarea neapărat, cât purtarea împreună cu celălalt a grijii vieții lui. Un cuvânt însă de mângâiere astăzi pentru cei care, într-un fel sau altul, simt că nu mai sunt tocmai în cele mai bune toane de viață. Un bătrân al Patericului ne zice așa: era un bătrân care mereu suferea și se îmbolnăvea. S-a întâmplat ca într-un an să nu aibă nicio suferință și s-a mâhnit tare și plângea zicând: m-a părăsit Dumnezeu și nu m-a cercetat. Când ne simțim slabi și lipsiți de putere, când ne dor oasele și e departe bucuria de noi, să nu uitați că e un mod al lui Dumnezeu de a ne cerceta, de a ne întări, de a priveghea împreună cu noi la mântuirea noastră. Mâine este o nouă zi.